Neața lume și bine am găsit la un nou episod. Zi salut. Hei, sunt da. Bun. În momentul ăsta eu m-am dus la minat, fiindcă vrem să facem o pompă, să aducem lavă la noi acasă. Și vrem să facem și un electric fence în jurul bazei. Faza e că... A, apropo, să vă mai spun, am jucat în ultima vreme, dar n-am putut să filmez. Și am făcut o meca. O să vă arăt imediat ce este de la minat. O meca și atât. Și am făcut eu două RPG-uri pentru meca. Skeleton proști. Bă, vă duc frumos. De ce? Că așa e frumos. Hai că ieșim puțin de la mine. Fac și eu. Wow, uite, mari zei, eu am făcut zi. Da, e minune. Dar nu știu de ce. A venit un zeu. Îl cheamă Zeus. Mi-a acceptat. Uite, avem un creeper în bază, ce drăguț. A bubuit. Ok, avem 2 gunpowder de la el. Deci, am instalat și modul Java. Au, uitați. Haideți să vă arăt cam ce am făcut. Deci, ăsta e gardul electric, smelterul era deja făcut. Și asta e meca noastră. Hai că mai mult a mea. La cât distanță crezi copacii? La 3, nu? Da. Nu știu, parcă da. Meca la 3? Bogdan ce face? Am apăsat și din greșeală. Asta e meca... Nu! Meca distruge. A distrus puțin din grez. Da. Vedeți că a adunat chestii pe aici, Meca. Meca nu se joacă. Uite, Meca are 2 stack-uri de gravel la ea. Cât facem din 2 stack-uri? 16 bucăți, sau cât e? Nu, 32 de bucăți. Mai trăiești? Ce? Am văzut pe gardul de electric. Ce mai întâmplă, da? Ce? Vezi că-mi trebuie și mie niște fensuri. Iar. Iar vrei fensuri? Da. Păi mă duc să tai copaci. Nu copaci, tai aici. Care îi plantezi eu acum. Da. Apropo, vreau să vă zic, am găsit și o insulă de slime din Tinkers. Am ciornit-o de pe ea. Eu am găsit-o, da. Da. Am găsit cea mai bună sursă de mâncare. Eu am găsit-o. Eu știam de ea, dar uitase. Tot eu am găsit. Da, el a găsit-o. Da. Laudă-te gură, că de aia îți dau să mă lăsi. Ce trebuie să mă laud? Așa m-am învățat. Așa m-ai învățat. Ai învățat bine de la maestrul tău. Să te lauzi când ai ocazie. Ne-am făcut câte un pickex și un lumberex. Lumberex-ul, dacă nu știți ce, e din Tinkers. Și are efectul de timp. Dar nu m-ai explicat toate că e din Tinkers sau asta. Spune că ce faci și atât. Poate oameni... Poate oamenii nu vor să ia tot modul și vor să ia numai modul cu toporul. Ok. Ce altceva? Ce-am mai făcut? Am făcut un query. Ăla parcă l-am făcut în episod, nu mai știu. Bogdan și-a mai făcut un set de arme. Eu tot n-am niciuna. N-am niciuna fiindcă nu știu care arme mai bună.
Ok. Trebuie să le testești. Trebuie fans și uși din fans. Da, la mici. Trebuie un fans. Ok, a plecat. Acum putem să-l bărfim. Da, vreau un nou... un nou om la mine în echipă, pe el îl dăm afară, lăsați în descriere, vreau să văd cât subscriberi aveți, citiți-mi. Deci nu uitați, pe el îl dăm afară. Aici am primit un troll, un raid, poveste lungă. Ok, Bogdan vroia gard. Haideți să-i facem gard. Ok. Ok, am făcut jumătate stack de fence gate și jumătate stack de penie de asaltă. Fence gate aici, fence gate aici, fence gate aici. Am revenit. Ți-am făcut jumătate stack de fence gate-uri și un stack de guard. Ok, îți place. Ce naiba? Mai e guard? Ce? Asta e că a dispărut guardul de aici. Băi! Ia! E gag de aici! Mie mi-a pus că a dispărut. Și acum mai e? Uite, aici a dispărut. Nu, n-a dispărut. E puțin băguit toporul din Tinker. Da. Ia uite omul ce face aici cu frunze. Ce nu-ți place? De ce nu pui tot peste tot copaci de ăștia? În toată asta. Pentru că aici au slipa, da? Aici are decorațiuni. Nu zic, de ce nu? Decorațiuni. Adică ce, aici nu-i livada în astea alte părți? Nu. Adică? De ce? Păi numai acolo să fie livada, da. Păi mai fă una de livada. Schimbă tu aici. Vreau copajă. Schimbă de livada. Dar și ce decorațiuni faci? E lemn, da? Mă lași. A, la asta te referi. Dar nu va fi livadă, va fi slime. O să... nu, nu e de livadă acolo. Păi da, bine. A, aici ai de livadă. Am uitat. Mă, de livadă. Păi eu de slime vreau să fac, am încurcat livada cu slime. A zis că nu. Ce? A zis că n-a înțeles. Cine? Vali. Tot ce i-am scris eu acolo. Mă, domne, livadă e aici, că am eu slime în partea cealaltă. Ai? Da, scrie livadă. Am scris livadă. Ce fructe pui? Tot de astea. N-ai pus nicăieri slime. Ba da. A, ba da, ai pus. Da, ăștia cresc aici? Uite ăștia. Aia de slime? Nu, vin încoace. Stai să mănânc ceva. Apropo, ne-am mai făcut jetecuri, în caz vă întrebați de ce zburați, jetecuri, uitați cum se face, și speed leggings. Ce nu mai ți-am făcut. Unde? Speed leggings. Ah, înțeles. Deci, trebuie deci, uite, să mai... ăștia cresc? Da. Păi nu vezi că a crescut ăsta? De ce n-ar crește și ăla?
Pentru că, uite, a crescut. Deci ăștia trei au crescut, ăștia trei n-au crescut. E, și din cauza că s-a apropiat. E, păi așa mai faci schimb, gen, dai copacul ăsta și după aia știi că crește ăla. Zi o fi apropiat. No, nu fel. Hai să-i lăsăm să mai așteptăm. Dacă nu, o să-i spargem. Sau lăsăm așa. Mă sună Vali. Da? Bagă în conf, oprește filmarea. Ce? Da. Deci? Deci, revenim imediat. Așa, și am revenit cu filmarea. Uite un creeper. Nu mai mă duc la ei, că sunt doi. Păi tot dat grăina, da? Mă lasă în pace. Că nu știu... De ce n-ai pus gard peste tot să nu mai zbuguie? Păi da, filmăm. Filmăm chiar în momentul ăsta. Acum! Păi dacă am zis în momentul ăsta. De ce? Cast, nu știu. Cu... Nu vine... Aluminium brass. Pla? Ce? Ce cu mine? Ce-i nouă? Un stat. Un diamond? Folosești o grămadă de ăla pe un lumberex. Un stack de diamond. Ai zis un stack. Îl dau 3. 4 și s-a făcut. Tu doar. Da. Atunci nu primești nimic. 5 atunci și s-a făcut. Dacă n-ai avut 3. Dar n-ai avut 4, 5. 10. Nu te duce nici tu așa, dă-mi loc 3 tu. 10. BGB. Da, se pare că cineva nu vrea să facă trade-uri, am înțeles. Nu, 5. Au. Patru jumate. Nu, las că știu eu unde să-ți-l aduc. A, am vorbit cu Rareș și noi ne-am făcut portale prin Nether. N-avem voie să călătorim prin ele să ne atacăm și n-avem voie să ne atacăm în Nether. Singurul loc în care ne putem ataca e în Overworld și în Nether mergem să facem trade-uri. Vin eu la portalul vostru din Nether să fac trade. Uite, pentru un lumberex costă 8. E așa. 8, 8, 3, 3. 20 și ceva de iron să-ți fac un lumberex. Deci, păstrăm 4 diamante. Și îmi dai și gear-urile de stone și lemn pe care le ai. E ok așa? Ok.
Ok, am revenit cu filmarea. Mergem acum în Nether să facem... Vali, adu și un flintestil dacă tot vii în Nether. Că se pare că am teleportat eu mai devreme un creeper prin portal și a bubuit când am ajuns în Nether. Ok, păi hai că eu vin la portalul vostru să facem trade-ul. Ia un gaz. Da. Și am revenit cu filmarea. Am făcut trade-ul. Avem și un flint and steel fiind. Știi că ți-am zis că am trimis un creeper în Nether? Cum? A intrat în portal exact când se bubuie. Și a bubuit în Nether. Și dacă nu era valid, rămâneam blocat. Ai văzut, s-a recompensat. Pentru mine nu. Pentru mine da. Tu n-ai făcut nimic pentru el. Ba da. Dacă nu eram eu, nu intra pe server. Dacă nu eram eu, nu... Că tu... ce, am găsit ceva. Da, 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 schimbă subiectul, da. Da, măi. Ce ai găsit? Mangrove. Ce? Ce s-a întâmplat? Ah, da, știu. Unde l-ai găsit? Eu nu pot să tai cu... Lol. Nu pot să fac acolo. Nu faci lag. Tu doar vin să-ți dau ceva. Unde pot să pun niște... Uite, vin în coace. Dacă mi arăți un sapling, îți iei bătaie. Uite ce e ăla. Copa. Ce copa? Nu știu. Bine că tu lași ăștia aici și nu-i plantezi, știi? I-am plantat. Aduci tu 3 sapling-uri, te rog. M-a dus să aduc eu atunci. Doamne, zici că ești la mine acasă. Nu zici că e casa la amândoi. Una, două, trei. Una, două, trei. Unu aici și unu aici. Ok, rămăsesem să facem glass. Glass. Aici 8 glass. L-am pus pe jos. Ok, avem aici. Cum făceam un tank? Ok. Pa. Ok, eu o să mă duc în deșert să adun niște cac. Am revenit. Așa se discută afaceri. Am ajuns la... LOL, n-am minat obsidian. Căcat asta. Da, a dat de obsidian și nici l-am minat. 33 de obsidian. 19 obsidian. 20 de obsidian. Aproape un stack, cred. Din ăștia pot să fac ceva? Okay, mă duc să-mi pușc un creeper.
cu sniper. Nu folosi arma de sniper pe el. Dacă vrei, așteaptă până mâine și poți să folosești pe Vali. Nu, pe sniper. Păi, voi ce arme aveți? Ce arme aveți? Așa, noi avem un robot gigantic cu două bazuca și poate să tragă cu amândouă deodată. Avioane și tancuri. Tancuri n-avem încă. Da! Da, facem ce voi. Să ne facem și noi imediat ce găsim care e. Eu am un hit sniper. Ce mai? Hit sniper? Pot da. Îți dau una și gata. Aaa, s-o crezi tu să vezi cum l-am un... Să vezi cum mi-am scăzut viața lui Rareș. Pac! Dintr-o dată. Nu l-am atacat pe Rareș, el a fost de acord să testăm sniper-ul. Ce? Da, a fost de acord. L-am întrebat putem trage cu sniper-ul, da. Dar care l-ai folosit? Ăla... Al doilea? Pare... Nu zic da. Care. Ok, primul. Ce faci? De pe server sau din compă? Oh. N-are ce faci. Păi, Rare știe și el acum câteva moduri. Adică 1, jumate. A, apropo, dacă vă întrebați de ce ne tot dăm TP, fiindcă avem dreptul. Numai între membrii echipei. Unde-i casa? În partea alta. Care e ăla care a adus aici atâtea chesturi? Eu. De ce? Do you. Asta e că îi furasem stone-ul lui Bogdan ca să fac aici podeaua. Și da, din câte vedeți, am început și eu să îmi pun sunet la Minecraft. Mai puțin ploaia și muzica. Sper să fiți mulțumiți. Mulți mi-ați cerut în comentarii. Vrei să te dau afară din serie? Bine, gata, încetez. Dar ce-am făcut? Vreau să dea ceva. Cu un zombie călărea un cal. Dă să pice bambu. Dar trebuie să mă duc să caut. Iar. Ok, am băgat mult de asta la prăjit. De fapt, ăsta micii păstrăm. Am zis că îi punem în jurul gardului. Putem pune așa pe niște mișcări? Nu pot. Ei, păstrez. Ok. Acum ceea ce trebuie să fac e să mă duc să iau sand dintr-un chest. Sand, un stack de sand și să-l pun la prăjit. Nu știu dacă ăsta poate... Nu merge din clear glass. Oare cât am filmat? Să mai mă duc, văd ce gravel a adunat Coriu și după aia o să închid și acest episod. Nu de alta, dar trebuie să mă duc și la baie. Și nu mai pun încă o altă pauză. Ok, uite, ați adunat aici niște
de ăsta. Oamenii se înjură pe afară. Ok. Mai mult ăsta. Și căul, unde-i căul? Știu că e o chestie Ender Quarry și știu că poți să pui enchanturi pe pickaxe. Ar trebui să ne-l facem și noi undeva. Lăsă-mi copac ca să tai un copac. Și hai, s-a dus să tai un copac cu prietenii lui să tai un copac și strigă Cade! Copilat! Quarry-ul s-a băguit în ultimul hal. Deci a dat de un stone generator. Natural. Da. Și minează în continuu chestia aia. Și ce, nu-i bine? Ai nevoie de stone atâta? Nu prea. Gata, am oprit într-o parte stone generatorul, trebuie să mai oprești și în partea asta altă. Oh, încă mai merge stone generator-ul, am înțeles. Așa faci. Stone generator prost. O să vedeți un episod foarte frumos cu mine încercând să mă chinui să opresc stone generator. Ok, am oprit stone generator. Sper să nu se mai facă un altul. Deci cam atât a fost cu acest episod. Ne vedem la viitoare. Mi-am furat lemnul lui Bogdan. Că cam așa e. Ia-ți lemnul. Pa! Am ieșit butonul. Pa! Zipa!